Salut din nou. Este ziua 3 de Raw Aliment și am câteva minute. Și azi au fost prezentări super mișto. După mine, cea mai valoroasă au fost două prezentări. Un fabricant de ape de-astea funcționale, știți, bidoanele alea cu un suculeț oarecare, dar are magneziu, are vitamina B, și un expert în mixurile de vitamine cu care se fac băuturile astea. Ce am înțeles eu este că nu trebuie să beți niciodată așa ceva. Adică nu sunt nocive, dar nu folosești la nimic. Pe scurt, ca să faci o apă de asta, trebuie să iei un anumit mix de vitamine. Fiecare vitamină în sine e sensibilă la niște factori. Unele sunt sensibile la lumină, de exemplu. Altele la oxidare. Altele se deteriorează chiar în procesul de producție sau în perioada de stocare a băuturilor. Cumva, băuturile astea funcționale ies din fabrică țiplă, mișto, tot ce vrei. Dar cu fiecare oră care trece de la producție, mă înclin că sunt pe marginea unei borduri, cu fiecare oră care trece de la producția lor, cu fiecare oră în care stau într-o vitrină pe care o bate soarele, cu fiecare greșeală, că mai e o nuanță, unele sunt liposolubile, alte sunt hidrosolubile. Unele se diluează în apă, altele în grăsimi. Trebuie să pui o grăsime, capătă calorii. Băuturile alea sunt, repet, doar când ies pe poarta fabricii sunt bune de ceva. După care sunt complet inutile, nu mai conțin, mai e o nuanță ăștia ca să cumva prevăd că băutura se degradează. Se degradează în sensul că vitaminele alea își pierd valoarea. Și atunci supradozează la finalul ciclului de producție, deci ca și cum ai pune găleata cu vârf, că o duce împiedicată asta a mea și sigur varsă jumate să ajunge măcar cu o cană. Pe scurt, băuturile funcționale, din ce am înțeles eu, sunt doar un truc de a face bani. Adică dacă vreți să faceți bani din băuturi funcționale, apucați-vă, vorbeau ăștia că e o piață, că cel puțin jumătate dintre adulții din România beau din când în când se simt așa bleguțe, că mi-au apă cu magneziu, mi-au apă cu vitamina C, dar nu folosește la nimic. Deci, business-ul e foarte bun, băutura e complet inutilă. Și repet, de-aia v-am și zis și vă zic și azi, Raw Aliment era o ocazie excelentă pentru cei din comerțul cu alimente, din producția de alimente și de produse alimentare de tot felul și pentru cei care vor să trăiască sănătos. Mi se pare că se mai poate face abonament pe Zoom pe ultimile zile, nu mai știu, dar repet, eu doar fac sugestia asta, voi faceți ce vreți. Ce îmi place foarte tare că ăștia, aici nu sunt politicieni, nu sunt directorii de marketing, sunt oameni specialiști care discută, fiecare își prezintă soluțiile, tehnologia, ăla întreabă, ăla zice. E un exercițiu de comunicare foarte valoros, de care mă bucur sincer, adică nu, precum vedeți, nu chiulesc. Nu doar fac pozele și ies, stau acolo și ascult. Și asta mi s-a părut prezentarea cea mai notabilă de azi. Dacă o să mai fie ceva, promit că revin. Da, în principiu, asta mi se pare că e foarte valoroasă. Pentru că până și eu mi-am luat odată o băutură de aia cu magneziu și nu știu ce rahat. N-am simțit nicio îmbunătățire a stării mele, eram într-un hangover. Dar acum am înțeles de ce. Am înțeles de ce produsele alea sunt doar o poveste. Ies din fabrică bune și atât. Într-o zi, în două, în trei, nu mai zic alea cu termen de valabilitate enorm. Ele sfârșesc până a fi doar apă colorată. Și nu uitați că conțin și ele zahăr și alte chestii pentru gust, dacă vitamina n-are mereu gust bun. Și se pun și acolo niște îndulcitori și niște chimicale de stabilizare, că aia e problema când amesteci 9 vitamine hidrosolubile cu 3 liposolubile. Îți ies un gust de căcat și atunci trebuie să pui zahăr, îndulcitor, antioxidant și e o varză. Deci, pe scurt, nu beți ape funcționale, vă pierdeți timp și vă aruncați banii pe geam. Și revin și mâine să vă mai povestesc ce fac ăștia la Raw Aliment. Haide, pa! Haide, pa!